tehnica morală pe care Hristos a prezentat-o, și dacă ați fost atenți, este o foarte bună coincidență între cele trei cereri care le găsim astăzi în Evanghelie și cele trei rânduri de bogați care i-am întâlnit în postul Crăciunului pe parcursul Evanghelilor. Și am să mă folosesc de carte ca să auziți și voi. Cel din tâi a zis, am țarină și am nevoie să mă duc să o văd. L-am asemănat foarte bine cu bogatul care și-a mărit hambarele și a zis, suflete, bea, mănâncă și te veselește. Cel de-al doilea a zis, am 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc. Poate fi și bogatul și cu țarina, dar poate și cel care era dregător bogat și când i-a zis Hristos, vinde toate și urmează mie, s-a despărțit foarte greu de lucrarea cea pământească în raport cu desăvârșirea care înseamnă o treaptă mai sus sau intrarea în lucrarea cea cerească. Dacă ne uităm de-a lungul filocaliilor, aici aș fi întotdeauna tentat să vă spun că necunoscătorii, și când spun necunoscătorii, să nu uităm că aceste volume de filocalii au fost scrise de mari sfinți ai pustiei și au fost puse într-o anumită ordine teologică de marele profesor Dumitru Stăniloae. Ei, marele profesor, fiind cunoscător și de limbă germană, și de limbă greacă, și de limbă latină, și de limbă engleză, și mai multe limbi pe care le știa, el a putut face comparația textelor în așa fel, încât să pătrundă la esența lucrurilor și în același timp și prin tehnică comparată. Părerea unui Sfânt Părinte despre un lucru, părerea altui Sfânt Părinte despre același lucru și în același timp și notele de subsol care dau valoarea cărților prin niște explicații extraordinar de competente care nouă ne vin astăzi în ajutor când vedeți că năvala aceasta de carte religioasă și dacă vreți siropisme de acestea romantice duhovnicești cu fluturaș, cu jurnale, cu ucenici, cu paraduhovnici, cu parascrieri, cu paraimpresii, nu prea țin de foame. Deci ortodoxia este o dreaptă credință coborâtă din cer, bazată pe har și harisme, bazată pe temelia învățăturii celei apostolice, care este revelată direct de la Dumnezeu, așa cum o primim noi în simbolul de credință, și dacă ne uităm foarte atent, vedem că are în ea lucruri doar de esență și de fundament. Când vorbim de unul născut, când vorbim de Preasfânta Fecioara Maria, de jertfa crucii, de moarte, de înviere, de înălțare, de cinzecime, de nașterea lui Iisus Hristos, nu vorbim de povești siropoase. Deci aici este vorba de prezența lui Dumnezeu între oameni, de schimbarea sensului istoriei și atunci automat întreaga lucrare divină, ca să fac așa un compendium să înțelegeți, întreaga lucrare divină se concentrează pe un singur lucru, pe esența dumnezeieștii și Sfintei Liturghii. Dacă ne uităm astăzi în Evanghelia de astăzi, spune că un om oarecare a făcut o cină mare și a chemat pe mulți. Așa începe Evanghelia noastră. Noi știm că această cunoaștere a lui Dumnezeu la cină, am mai întâlnit-o și în activitatea de după înviere, în Faptele Apostolilor, și o întâlnim la Ioan și la Luca, povestită prin faptul că cei doi apostoli care mergeau pe drumul Emausului, deși au ascultat extraordinar de mult scripturile și tot ce li s-a povestit din proroci, din psalmi, din cântări, din Pentateuhul Vechiului Testament, din cărțile lui Moise, psalmi și proroci, până la el, spune Evanghelia, ei totuși au avut ochii ținuți să nu-l cunoască. Și întrebarea care și-o pun și ei la modul cel mai categoric, cum și-o pune și Simeon Nou Teolog și Grigore Palama și Isaac Siru și, dacă vreți, mai modern,
și mai adânc, poate Sfinții Optinei, un Vasile de la Poiana Mărului, un Paisie Velicicovski, oare n-ar dea inima noastră noi când ne vorbea pe cale Scripturile? Noi, după competență și după botez, toți suntem creștini. Nimeni nu contestă lucrul ăsta. Noi, după competență și lucrarea din biserică, toți suntem ortodoxi, dar nu după har și după lucrare. De ce? Pentru că fiecare este în rândul cetei sale. Și aici v-am explicat de atâtea ori acele competențe creștine din care noi vorbim. De creștini autentici sau de creștini puri, chintesența, oamenii de rugăciune, oamenii de post, oamenii de evlavie, oamenii de curățenie trupească, oamenii de curățenie sufletească. Chiar și astăzi am spovedit și m-am simțit excepțional când cei mai mulți dau acest răspuns. Zic, v-ați pregătit de împărtășit? Părinte, e o întrebare care își are sensul, dar nu se pune problema. Știm tot ce avem de făcut. Am postit, ne-am citit pravila, ne-am scris păcatele, adică au venit pregătit să-L primească pe Hristos. Efectiv, au participat la cină fără a se crampona în cele trei elemente. Țarina, adică lumea cu grijile ei, care putea să nu fie la biserică, competența celor cinci boi, valorificarea celor cinci simțuri în toată splendoarea lor, pentru că urechea muzicală îți trebuie la cântat, urechea îți trebuie la ascultat bancuri de pierdut vremea la televizor, ochiul îți trebuie să privești priveliștea păcătoasă în loc să contempli legile lui Dumnezeu, gura să vorbești trăsnăi în loc să vorbești lucruri folositoare, când scris este că pentru tot cuvântul de șer vom da seamă, mirosul și limba sunt cele care ne ajută să simțim mirosul duhovnicesc al tămâiei și al rugăciunii. Și spune că de câte ori cobora Dumnezeu la cortul mărturiei și primea jertfa, se făcea un vuiet ca de vânt și un miros de mireasmă duhovnicească, specific nouă azi, doar pentru o amărâtă de cadelniță, pentru că nu mai avem noi măsura să-L invocăm pe Dumnezeu să coboare direct în plen la noi și să ne arate că ne iubește și să ne dea mirosul specific duhovniciei și prezenței sale, așa cum o simt sfinții sau cum o simt cuvioșii sau pusnicii de înaltă trăire, nu ăștia de la televizor care vindecă și dau buruieni. Ăștia de la România te iubesc, sunt pusnici de carton. Noi vorbim de pusnici autentici din străfundul munților care nu știe nimeni de ei, știe doar Dumnezeu. Și dacă e să ne mai referim și la a treia coborâre, mi-am luat femeie și mă duc să o încerc, adică firea noastră supusă greșelii, nici într-un caz nu condamnă Evanghelia femeia ca și taină, pentru că noi știm prea bine, dacă ne gândim, cum spune în Vechiul Testament, în prima carte a Facerii, a zis Dumnezeu să nu fie omul singur pe pământ, să-i facem un ajutor. Și a făcut o coastă, care de fapt noi creiem uneori și trăim cu impresia că chiar e vorba de un ciolan mort. Nu, e vorba de sprijinul bărbatului în viață, pentru că fără ea n-ar fi putut naște prunce și n-ar fi mers mai departe neamul omenesc. Dacă cauți cuvintele grecești și ebraice ceea ce înseamnă, ai să vezi că acea coastă în limba ebraică înseamnă sprijin sau ajutor. Deci nu vorbim numai de un ciolan din adormirea lui Adam și că i-a luat o coastă și a făcut-o pe femeie. Ăla este un act istoric divin nepriceput minții noastre. Noi nu știm în ce mod a lucrat Dumnezeu această taină revelată, dar știm că atât de mult l-a umplut pe Adam de putere divină, că în momentul când s-a trezit bezmetic din somnul ăla visător, sau poate chiar dacă vrem un extaz, o uimire, o adormire ca la schimbarea la față, au căzut ca niște morți, spune Scriptura, și-a văzut acea făptură lângă el, putea să facă și în felul următor, după greșeala din pom. Doamne, dăm coasta înapoi și ia-ți beleaua acasă. Tu mi-ai dat-o. Nu. Bă, femeie, să fie atrasă de bărbatul tău. Bărbatul tău să te stăpânească. Naște-ți fii și stăpâniți pământul. Iar tu să fii atras de ea. Deci, vedeți, este vorba de o reciprocă. Este vorba de o competență. Degeaba am țaigere la ceas dacă nu am mecanismul de mișcare a lor. Degeaba am grădină dacă nu am ce? Apă.
degeaba am un lucru dacă nu am, să spunem, orice, dacă nu am căldura sau lumina. E o complementaritate. Deci femeia de care vorbește astăzi Evanghelia este cu tot o altă femeie, deci este femeia firii noastre sau slăbiciunea omenească înclinată spre cele pământești. Și o să vedem mai departe, cum v-am spus, de mistică, că atunci când vorbim de oameni ajunși la măsurile înalte, dacă căutăm în viețile sfinților, găsim Simeon stâlpnicul, stătea pe un stâlp,